Deci, sincer, eu când văd sticlă, fac așa... E scumpă, e scumpă prostia. Dă-te în hamsterii mei. Este din nou timpul să încercăm sucuri și arome de sucuri pe care nu le-am încercat până acum, pentru că mâncare am mâncat-o pe toată. Îmi pare rău, schimbăm numele canalului Împing Bea, următorul episod, alcool etilic. Bun, astăzi încercăm toate aceste arome, de asta vă rog să apăsați butonajul de like chiar în acest moment. Deci dacă ați ajuns până la partea asta a clipului, că like, jumătate din voi deja au plecat, apăsați like și abonați-vă și bun. Am plătit 86 de lei pe toate aceste sticle, sunt în total 13, mai e una aici, dar nu se vede, asta nu e sticlă, e doză. Și vreau să încercăm toate aceste sucuri și să vedem care dintre ele merită banii, pentru că unele de aici sunt foarte, foarte scumpe. De exemplu, asta, dacă nu mă înșel, doza asta e la 12 lei. Dar haideți să vedem, da, avem asta, clasica apă cu gust de măr. Hai să facem un pic de ordine. Nu știu exact dacă asta o să... Nu, e perfect, nu, e perfect. Uite, așa o să stăm. Vom începe cu acest hel fără cafeină, pincanilor. Deci avem energizant fără cafeină, ceea ce, sincer, e cea mai inutilă chestie ever. Ce Dumnezeu bei aici? Vitaminele B2, B3, B5, B6, B12, frate meu, ce Dumnezeule mare, nu trebuie toate vitaminele astea, sunt probabil cringe și nu au prieteni aceste vitamine, așa că vom deschide, dar bă, ambalajul chiar arată fain, deci roșu cu auriu ăsta chiar arată fain și nu văd pe această doză vreo aromă, da? Deci zice că e fără cafeină. Și care e aroma? Oh, e aroma clasică de energizant. Pe mie îmi place gustul de energizant, dar desigur nu beau energizante și a trebuit să aștept la casă să vină o tanti de la Kaufland să facă ceva la aia, pentru că aparent n-ai voie să cumperi energizante dacă n-ai peste 18 ani, ceea ce sincer e bine. E bine. Eu cred că nimeni sub 18 ani n-ar avea voie să cumpere nimic. Asta ar trebui să se întâmple, da, gen să nu cumpere, să se oprească toată economia, să rămânem cu toții fără joburi și să o luăm de la capăt. Glumea. Bun, haideți să mai luăm o guriță. Sincer, e exact la ce te aștepta. Gust de energizant, nu e nimic special. Mă așteptam să aibă poate vreo aromă ciudată, dar atâta, e hel fără cafeină. E probabil un nou ambalaj cu care m-au schemuit pentru că nu l-am mai văzut și am crezut că e nou. Bun, haideți să încercăm ceva ce clar n-am mai încercat. Am crezut că asta e doză, pincanilor, este de plastic. Deci ia uitați-o, este plastic. Deci nu pot să cred așa ceva. De asta mi s-a părut mie că parcă cam văd prin doza asta sucul dinăuntru. Deci, Fresh Strawberry de la Dada. Ce Dumnezeule mare e sucul ăsta. Deci eu n-am mai băut așa ceva. Dacă ați băut, să-mi ziceți în secțiunea de comentarii că ați băut și unde țin părinții voștri. Glumeam. Bă, nu prea miroase a nimic. Acum deja sunt foarte, foarte... E perfect. Fără culoare. E efectiv apă minerală aici, prin canilor. Din păcate nu pot decât să vă torn pe masă. Mi-a zis cineva la un moment dat că ar fi trebuit să iau un pahar când mai fac chestii de genul și sincer ar fi fost o idee bună, dar aia e. Bă, nu e bună, dar mă credeți că îmi place? Deci e un fel de apă minerală care nu e foarte minerală și aici zice că este cu îndulcitori. E apă minerală cu un pic de gust de căpșune. Eu am crezut că poate o să fie exact suc cu acid și cu căpșune, știi? Dar e efectiv o apă minerală fructată. Bă, sincer, nu era. Bă, nu te sparge că gustul e foarte slab. Bă, dar e așa plăcută asta. Deci, da, mă înțelegi. Bun, ăsta primește like de la mine. Like. Helu, desigur, dislike. Dar dacă mă sponsorizează, o să zic că e cel mai bun energizant. Glumeam. Bun. Bă, acum s-a întâmplat ceva cu Pop-Cola. Deci dacă mai știți Pop-Cola, Pop-Cola era cola aia nouă care a sponsorizat o grămadă de influenceri și dintr-o dată oamenii au început să-i facă hate că e are gust de vomă, ceea ce, sincer, nu e adevărat. Nu mă sparge, dar eu nici nu beau cola. Dar avem aici cola cu lămâie de la Pop-Cola. De asemenea, au niște ambalaje noi, dar au și ambalajele vechi, deci le-am cumpărat pe astea noi să vedem dacă se întâmplă ceva și în total avem, cred că, 3 Pop-Cola-uri. Da, le avem pe toate aici. Hai să o încercăm prima dată pe cea cu lămâie și extracte botanice. Băi, ești nebun? Mamă, numai cât am deschis asta am simțit un miros de la
de lămâie. Deci avem aici cola botanică cu lămâie. Acum, mi se pare ciudat când zice cineva, e botanic, bro, e bun pentru tine. Da, știi ce mai este botanic? Droguri. Hai să vedem. Iedera, otrăvitoare, e botanică, nu-i așa? Eu n-aș pune gura neapărat. Mă credeți că nu prea are gust de lămâie? Adică nu mă așteptam să aibă gust de lămâie, că e cola, dar parcă nu se apropie deloc de Pepsi Twist sau noua cola cu lămâie sau lime sau ce are noua cola. Sincer, bă, gustul e slab. Și nici măcar aroma, gen gustul de cola în sine e slab. Ăsta au făcut ceva la pop, cola parcă n-avea gustul ăsta slab. Dacă vrei așa, doar să zici că beau cola, dar crezi că dacă are gust un pic mai slab e mai sănătoasă pentru tine, popcola e pentru tine. Dar nu mă sparge, deci nu mă fascinează. Popcola, pe la mijloc, ești nebun? Adică le-aș da și dislike, dar mi-e frică că nu mai primesc sponsorizare de la el. Glumea, oricum nu mă sponsorizează. Da, e proastă rău, să vă duceți treabă. Mamă, scuzați. Bun, haideți să încercăm tot popcola. Deci asta e botanică și este fără cafeină. Acum, o chestie interesantă pe care foarte mulți oameni se pare că nu o realizează în ziua de astăzi e că, desigur, cola are cafeină. Nu multă, dar dacă bei o sticlă de aia de 2 litri, era să zic o litră de aia de 2 sticle. Bă, uneori sunt și ultim. Mă, filmează telefonul ăsta, nu? I-am dat eu start recording, nu? A, ok, filmează, numai că rămân fără baterie, deci a picat Among Us-ul. Aia e pink, kind of, măcar creeper-ul este în picioare. Bun, deci fără cafeină, ia să vedem. Jur că asta are un gust mai puternic decât aia cu lămâie. Are gust de gumă de mestecat. Da, de aia cu surpriză, dacă știți. Surpriză de-ți tatuezi pe tine. Un craniu cu flăcări și care e călare pe o femeie, care e călare pe motocicletă sau ceva. Bun. Mamă, era să dau un cot la popcola asta, că mă nervez acum și dau pam! O perversă de pe Târgu Ocna. Nu mă sparge, nu mă sparge. Poate dacă era rece ca gheața. Mă gândesc, dacă era rece ca gheața, poate ziceam, da mă tată, da, e bună, dar așa... Bun, haideți să încercăm grenada asta, pincainilor. Deci asta, sincer, dacă vă dau una, mamă, s-a terminat, ești nebun, îmi sparg și telefonul. Deci asta este lemon soda, care probabil este, desigur, din nou apă minerală, cu gust foarte slab de lămâie, dar mi-a plăcut ambalajul. Deci, sincer, eu când văd sticlă, fac așa... Hai, iubesc sticla, aș vrea să-mi facă totul din sticlă în casa asta, să am calculator din sticlă. Da, plasticul să se ducă în aibi și ăia care l-au inventat ar trebui să ardă veșnic în flăcările iadului, dar sticla, țâță de mâță, o iubesc. Bun, haideți să deschidem această sticlă. Mă, știi care e problema? Deci, fiți atenți, haideți să vă povestesc o mică chestiuță după ce gust chestia asta de aici, care e lemon soda și vreau să o deschid ușor așa să nu... Ok, nu se deschide cum ar trebui. A ieșit cu tot cu sigiliu, cred. A, nu, așa trebuia să iasă. E ok. Bun. Mamă, ce miros pe ăsta are. Ia să vedem. Da, o apă minerală cu gust de lămâie făcută din prafuri. Dar nu e rea. Sincer, asta primește like de la mine. Gustul nu e atât de puternic de prafuri, parcă simți că, bă, nu prea au pus ei acolo, să sparcă ei un lime, dar e ok. Zahăr, acidifiant, acid citric, antioxidant, acid da, puneți-mi acid de baterie de mașină, vă rog, dacă tot puneți atât de mulți acid. Ce nu omorâți, mă, efectiv, să mor acum pe clip, ești nebun. Bun, fiți atenți, am văzut că recent a scos Recorder un reportaj legat de returnarea sticlelor și foarte mulți oameni erau de aceeași părere pe care o am eu, de Vaniso, că putea fi făcut mult mai bine toată chestia asta cu returnatul de sticle și, desigur, sunt multe interese, sunt o grămadă de oameni care fac bani acolo, din faptul că mulți nu returnează sticlele și... La modul real să stai în 40 de grade la coadă când sunt doar două aparate și vin unii cu cisterna de sticle, e foarte aiurea. Adică sistemul e prost și e intenționat făcut prost ca să nu mai returne sticle. De asta eu nu mai cumpăr apă decât de la 5 litri, că alea n-au garanție și restul cu garanție poate să ducă daibii. Bun, unde voiam să ajung cu asta? Ah, da, plastic.
Bă, ar putea să schimbe toate sticlele din plastic în sticlă. Problema e că sticla e mult mai grea, ar costa mai mult transportul, automat ar costa mai mult orice e în sticlă. Și ca să le, deci sticla poate fi reutilizată fără să fie topită și reciclată, că reciclarea e nașpa pentru că consumă energie, poluează și obții un produs care nu mai poate fi reciclat de foarte multe ori, oricum plasticul maxim de 6 ori sau ceva de genul ăsta, din câte știu eu. Deci plasticul e un gunoi, dar ar trebui să plătim mult mai mult ca să avem sticlă peste tot și să le returnăm, să le refolosească fără să le spargem ca niște animale notorii și practic totul vine din cauza prețului și o să le ducem dracu acuși și o să bem sticlă de plastic în timp ce ardem în flăcările iadului cu toții. Bun. Avem aici Crazy Wolf. Crazy Wolf. Bro, cine Dumnezeule mare lucrează la compania asta și a zis, da, tată, un furry e cel mai periculos animal din București în momentul ăsta. Mamă, abia aștept să deschidă sezonul de vânătoare prin canoră. Îmi iau o pușcă, mă duc la... Nu mai contează. Bă, ăsta nu miroase energizant. Deci ăsta este un energizant ieftin clasic, clasic, da? Și desigur e cu un lup feroce pe el. Stați așa să văd ce baterie mai am, că dacă crășuiește filmarea, s-a dus totul pe pilipincanilor. Ok, mai am 14%, să sperăm că nu... Mamă, mai sunt o grămadă de sticle. Păi am cumpărat 13-20 și sticle și chestii, că eu nu mă pot opri. Eu sunt un animal terminat și pe canalul ăsta o ducem la extrem tot timpul. Ok, stați să râgăi ca un porc ordinar. Bun. Ăsta e clasic? Nu e, e Cassis. Energy drink. Mă, ce gust e ăsta, frate miu? Coacăze negre. Coacăze negre. Am simțit eu că nu sunt albe. Le-am simțit, le-am mirosit de la o poștă. Deci coacăze negre. Bă, mie îmi plac coacăzele. Sunt alea micuțe, parcă și roșii, care sunt cu un fel de ciorchine ca strugurile, nu? Bă, sunt fenomenale, ești nebun? Nu știu de alea negre, mie îmi plac alea roșii, mi se pare că sunt și albe. Dar mi-am luat țeapă, că eu l-am luat pe ăsta, că am crezut că e cel clasic. Și e cea mai ciudată aromă, care nu mă sparge. Coacăzele negre, nu știu ce să zic. Adică nu vreau să fiu rasist, dar gen... nu-mi plac coacăzele negre. Bă, ia uitați, am luat și o Mirinda. Iar asta este cu Pink Grapefruit. Deci am luat-o doar pentru că mi-au pus mie numele acolo. Aștept să-mi dați bani Mirinda, că altfel vin după voi cu avocații. Deci Mirinda cu Grapefruit Roz. Foarte, bă, deci mă uit spre lumină, da? Bă, și o culoare așa de făinuță, un rozaliu așa de frumos prin sticla asta. Deci eu sper așa să mi se facă organele pe interior după ce beau această Mirinda. Și... Mamă, deci nu pot să cred cum se simte mirosul de grapefruit numai cât am deschis sticla. Vă rog, opriți-vă cu dopurile astea, că îmi plac cu dopurile voastre să-mi bag. Că nu mai reciclez nimic și mă duc să le arunc în ocean dacă mai lipiți dopuri de sticlă. Ești nebun? Să moară toate balenele. Dacă mă trezesc mâine și au murit toate balenele, deci dacă au murit toate balenele, efectiv îmi trez viața. Nu că la fel, mai bine, ești nebun, obeze ordinare din ocean, de asta stau eu cu dopurile prinse de sticlă, mă, să trăiască balenele, să mai piardă din greutate, mamă, să trecem mai departe. Un pic de gust amărui, așa, de, zici că au pus cu tot cu coajă grapefruit-ul la roz, grapefruit-ul, dar... Nu ia creala aia de grapefruit în ea. Mă așteptam să fie mai acurț așa, știi, să fie mai fresh. Apropo, cât mergeam spre Kaufland, a trecut zbâr cu Porsche-ul pe lângă mine și mă gândeam gen să o pun pe iubita să-i fac o poză, să-i dau un mesaj, zic, bă, nu pune frână prea brusc, că eu nu am frâne și intru în tine. Da, desigur că n-am făcut asta, că nu m-am gândit la timp. Aia e slab rău gustul ăsta. Îmi pare... da, dopul am aruncat în voi. Sper că nu e pe cameră. O daia de suc care acum a stricat toată filmarea sau ceva. Mirinda. No. Nu e, gustul e slab, e slab, e slab, îmi pare rău. Mamă, mi-a dat una peste șapcă. E slab, îmi pare rău, îmi pare rău. Hai să mai încercăm o chestie foarte scumpă. Ricci Natural Cola Crafted in Belgium. Acum eu nu știu unde e Belgia pe hartă și sincer, dacă ar muri mâine toți belgienii, nu m-ar dera. E scumpă, e scumpă prostia. Puh, dă-te-n hamstrii mei, mă scuip tu pe mine, că te scuip și eu pe tine, ești nebun și să mai dau și două perverse. Bun. Deci această sticlă
12 lei, ceva de genul ăsta. Deci eu nu pot să înțeleg în ce țară trăim. 12 lei mi se pare atât de mult și să dai pe o sticlă de asta? Mă, cine sunt oamenii care chiar cumpără sticla asta în mod neironic, care expiră în 2 a hamsterii mei, că nu înțeleg ce scrie acolo, ești nebun? Poate să fie expirată. Ce gust dulce și ciudat are. Așa de caramel de ceva, știi? Dar nu e chiar atât de dulce. E un fel de aromă de caramel, nu chiar atât de dulce cumva, nu știu. Bă, da, e slab, așa, bule din ea, gen un pai de stelele lor. Ești nebun, zici că-s la pensie, la 60 de ani și nu mai am mult de trăit. Da, puțin acid. Jur că așa fac cele mai slabe băuturi, sub pretextul că sunt naturale, dar nu sunt, probabil. Stai, dracu. Și apoi pun cele mai gigantice prețuri. Bro, vrei să bei sucul ăsta complet natural la 50 de lei doza? E făcut cu lacrimi de portocale naturale. Gen, bro, nu-mi pasă, ești nebun. O să beau apă dacă nu-mi permit să beau un suc. Și aia e. Actually, mă, ce Dumnezeu se tot aude eco în camera asta când deschid astea. Deci avem aici pincanilor Capri Sun. Deci dacă știți, Capri Sun este acel suculeț la plic. Da, la plic, stai așa cu punguța, ca un bebe mic. Și acum a ieșit la doză și ăsta este Capri Sun cu portocală. Mă scuzați că târgui ca un porc ordinar. Bun, să vedem cum este Capri Sun-ul. Bă, nu e foarte dulce, e mai spre acru, așa, asta e ciudat, ciudat rău. Wow, e un fel de Fanta, dar gândiți-vă că e nu atât de dulce și... Eu parcă o idee mai acidulată. Adică chiar te pișcă, știi? Chiar te pișcă. La mijloc. Nu-mi place. Nu știu, dacă era poate mai dulce, mai ziceai, dar în același timp când nu e atât de dulce, te gândești că e poate mai natural. Ce? Habar n-am, frate, nu știu. Jur că ăștia cu sucurile ar putea să facă cea mai mizerie chestie cu gust oribil și tot te-ai simți ok că zici, măcar nu e plin de zahăr. Da? Bun, avem aici un bubble tea pincanilor și ăsta a fost destul de scump, cred că 12 sau 13 lei. Iar ăsta ar trebui să aibă în el boabe. Bobas. Buba. Nu, aia e altceva. Aia e gen, nu mai contează. Da, miroase expirat. Deci mirosiți și voi, mai ziceți ceva. Ia că miroase. Miroase și ea. Eu v-am zis că miroase a expirat. Ia să vedem. Bă, are un pic de gust de mango, dar zici că e de la gen terci, mult prea copt, care deja e mucegăit într-o parte. Bă, dar unde-s boabele? Că zice că e bubble tea. Ce fac, îl vărs aici pe tot? Stați așa să-l... Așa, acum. Am luat una sundelea care se sparg. Vai de steaua lui. Bro, cred că a fost o singură boamă în toată asta, că nu vine niciuna. Da, de banii ăștia... Bă, rog, scoateți-o de pe piață să rămână, mersi. O să-mi... pantalonii ăștia erau noi. Haideți să mai încercăm o bombă. O bombă de asta de timpar. De ce, uitați, și pe asta am luat-o numai pentru că am zis că pot să fac așa o chestie de aia, Gnemon. Limonadă cu lămâie lime. Ceea ce, like, nu înțeleg, gen, lămâie lime, a zis că e cu lime sau are și lămâie și lime? Mai lipeți-mi voi dopurile de sticlă, băgam și piciorul în sticlele voastre. Ce-a făcut, mă, pisica asta? A rămas blocată în hol, face urât rău. De ce fiecare limonadă din comerț are gustul ăla de parcă e făcută din concentrat? Efectiv, niște praf și niște apă și gata, i-au pus-o pe piață gen limonadă. Bro, pot să văd lista de ingrediente. Apă, sucuri obținute din sucuri concentrate din mere 11.5% și lămâi 8%. Cum hamsterii mei faci limonadă care are mai mult mere decât lămâi? Da, proastă rău, nu mersi, îmi pare rău, timbar. S-a adus și sponsorizarea de la Timbark. Pop Cola Classic 330. Deci, ce hamsterii mei e 330? Poate cineva să-mi explice ce e 330? De ce și de la Pop Cola puteți să genul să mă sponsorizați și să-mi ziceți și ce e 330? Că sunt chiar foarte curios. Iar ăsta și că e clasic, dar clasic încă există și are altă cutie. Gen, așa că nu știu ce să zic. Bă, ăsta are gust. Deci cred că ăsta clasicul e cel mai ok dacă vrei să chiar simți ceva, știi? Dar dispare repede. Te obișnuiești cu gustul și parcă... Mă rog, asta e cam de așteptat la orice bei. E pe la mijloc. Știi, poate așa, poate un grad, două, o idee mai în sus, dar...
E, e clasic, nu mai se face. Și am lăsat Aqua Carpatica cu aromă de măr la final. Deci ia uitați aici, o doză de asta frumoasă, puternică, de 5 lei și ceva. Plus 50 de bani garanție de retur. O să vă returnez pe mama voastră. Mamă, ce miros de la de măr verde are. Bun, hai să vedem. Cine dă banii pe Aqua Carpatica? Adică nu vreau eu să fiu nesimțit și să rântoc, să par ultimul sărac împuțit care își cumpără apă de la Lidl pe clip. Dar nu e cam scumpă, mă? E cam scumpă. Băi, apă. Nu e cam scumpă? Eram îmbârlat. Beam apă din sticlele folosite de 50 de ori de la pompa stradală. Dar am uitat de unde am plecat. Deci are gustul ăsta amar. Zici că au pus aroma mărului cu tot cu sâmburi aici. Da, Aqua Carpatica, vă rog, gen, pensionați-vă, e proastă. Nu e chiar atât de proastă, știi, dar e amar așa, e amar, nu. Am crezut că o să fie o apă minerală cu un gust plăcut, dar gustul e prea puternic pentru o apă minerală fructată și gustul e prost. E prost de sâmburi, de sâmburi de măr, sunt sâmburi de măr. Da. Ok. Bun. Ia uitați cine făcea gălăgie în hol. Ce faci, mă, pisi? Ia zi, e bun sucul ăla, nu e bun? Mamă, l-a mirosit din prima, s-a dat jos, ești nebun? E bine, toate aceste sucuri au fost foarte faine. Absolut geniale. Sincer, abia aștept să opresc camera și să le beau în continuare pe toate, să le beau, să fac mușchiul ăsta mare și puternic, vedeți ăsta. Deci, nu știu de voi, dar eu, gen, după ce trag de fiare, beau 30 de litri de suc ca să-mi crească mușchii, da? Desigur, asta este o glumă și nu uitați că ar trebui să evitați astea efectiv 100% din cazuri, dar din când în când mai merge câte o sticlă ca să-ți dai seama cât de tristă e viața. Bun, păi o să vă las, că e duminică și mai am de filmat încă două clipuri, să mă ierte Dumnezeu, ești nebun, că o zi de duminică n-am avut și eu în care am stat liniștit.